Bine v-am regăsit la GoTech, la conferința I.O. Google a dat o veste foarte bună fanilor Nexus. Cel mai popular smartphone de top al acestui an, Samsung Galaxy S4, va fi lansat în această vară cu o versiune curată de Android Jelly Bean. Terminalul va primi update-uri rapide, la fel ca modelele din seria Nexus. Sunt sigur că foarte mulți utilizatori vor fi interesați de acest telefon, în ciuda prețului la liber de $650. Terminalul Samsung Galaxy S4 lansat de cei de la Google va avea 16 GB de memorie internă și modem LTE. El va fi disponibil începând cu 26 iunie. O versiune curată a sistemului de Android Jelly Bean va fi mult mai apreciată, în ciuda faptului că anumite aplicații sau facilități oferite de Samsung special pentru S4 s-ar putea să nu fie disponibile. Ochelarii inteligenți Google Glass, pe care i-am prezentat în emisiunea trecută, sunt pe cale să facă un salt major la capitolul funcționalitate, primind aplicații client ce permit utilizatorilor să posteze informații și să interacționeze în cadrul rețelelor de socializare. Pentru început vor fi suportate rețelele Facebook, Google+, Twitter și Tumblr. În cadrul conferinței au fost prezentate câteva dintre aplicațiile create până acum, lăsând timp și pentru discuții despre bunele practici ce ar trebui urmate de dezvoltatori care doresc să creeze noi aplicații Glass, astfel încât experiența oferită utilizatorilor finală să fie una cât mai plăcută. Vă mulțumesc pentru vizionare și vă aștept în ediția următoare cu cele mai noi informații din tehnologie.